Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să zidești încredere și intimitate în comunicare? Ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită. Proverbe, capitolul 15, versetul 23. Potrivit cercetărilor de ultimă oră din domeniul neurologiei, te poți instrui să vorbești și să asculți într-un mod care stimulează simpatia și încrederea în creierul persoanei cu care vorbești. Gândește-te ce prețios este lucrul acesta în comunicare. Iată câteva principii dovedite care te ajută să faci lucrul acesta. 1. Respira adânc și activează îngăduința înainte de a vorbi. Când trebuie să faci față unei situații stresante, este esențial să-ți păstrezi calmul. Stresul generează încordare, încordarea duce la mânie, iar mânia te împiedică să te faci înțeles. Așa că stai câteva clipe, respira adânc, numără până la 5. S-a dovedit faptul că și gimnastica mușchilor gâtului și căscatul produc modificări în creier și îmbunătățesc semnificativ competențele în comunicare. Noi suntem făpturi minunate, Psalmul 139, versetul 14. Încă un lucru pe care e bine să-l faci. Gândește lucruri încurajatoare. El este ca unul care își face socotelile în suflet, Proverbe, capitolul 23, versetul 7. Orice gând negativ pe care îl ai poate interfera cu acele părți ale creierului folosite în procesul limbajului, în ascultare și vorbire, ceea ce poate duce la o stare de defensivă și de neîncredere. Studiile neurologice au descoperit că gândurile pozitive despre o altă persoană sau despre un subiect anume te pot ajuta să ai succes în relațiile personale și de afaceri. Încă un lucru de folos ca să zidești încredere și intimitate în comunicare. Pecetluiește-ți discursul cu un zâmbet. Chipul tău îți dă în vileac sentimentele. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că ea nu mai era ca înainte. Geneza, capitolul 31, versetul 2. Cercetările arată că amintirile și gândurile plăcute referitoare la persoanele pe care le cunoști îți creează o expresie a feței care transmite bunătate, compasiune și interes, stimulând în ceilalți încrederea și deschiderea.